Dragilor, astăzi am ajuns în Dealul Mare, la domeniile Prinz Matei. O să descoperim povești, vinuri și oamenii din spatele succesului domeniilor Prinz Matei. Haideți cu mine! Alin, Marius, ce facem astăzi? Primul rând, bine ai venit! Vom vorbi despre vie, vom degusta vinuri, vom merge în cramă, vom merge în beci și vom arăta oamenilor ce se întâmplă la domeniile Prinz Matei. Iar afară plouă, pe noi nu ne interesează, pentru că o să avem parte numai de soare mult în pahare și în vorbe. Haide! Unde ne-ai adus, Alin? Aici ne aflăm în zona cramei de vinificație primară. Aici vinificăm noi în fiecare an recolta nouă. În momentul de față, în aceste cisterne vom regăsi vinurile albe și roze, recolta 2022. Deci sunt vinurile tocmai terminate din fermentație alcoolică și sunt pregătite pentru a intra în procesul lor de batonaj, de condiționare. Știi foarte bine că este un proces destul de lung ca în final să reușim să punem în sticlă ce avem mai bun pentru consumatorul nostru. Aș vrea să degust o fetească albă faină. Mie îmi place foarte mult cum iese fetească albă în Dealul Mare și sper că în aceste cisterne ai și o fetească albă faină. Mă bucură tare mult alegerea ta, Ghișe. Exact aici ne aflăm în acest tank unde suntem acum. Se află fetească albă, recolta 2022. Hai! Cât mai trebuie să stai aici? Păi, hai întâi să spun ce au suportat strugurii până au ajuns în cisterna asta. Am cules strugurii, i-am deșorchinat, i-am trecut prin selectorul nostru optic, unde numai boabele perfecte din punct de vedere structură au trecut, să spunem așa. A urmat procesul de macerare peliculară la temperatura de 10 grade pentru o perioadă de 24 de ore. Apoi am pus mustul în această cisternă, a început fermentația alcoolică, fermentație care a durat în jur de 21 de zile. După fermentația alcoolică a avut loc pritocul prematur, adică separarea vinului proaspăt obținut de drojdia grosieră și a rămas drojdia fină împreună cu vinul și are loc acest procedeu pe care noi îl numim batonaj, adică drojdia fină este în contact cu vinul pentru a da suplețe, eleganță și structură, iar perioada de batonaj durează între 90 și 120 de zile. Tot nu mi-ai răspuns. Cât mai trebuie să stea vinul în cisternă până să fie îmbuteliat? Cel puțin 4 luni de aici înainte. Cel puțin 4 luni de aici deci înainte. Pentru 2023, undeva la început de primăvară, o să putem să-l găsim în sticlă acest La început de primăvară va fi pregătit pentru condiționare și apoi pentru îmbuteliere și vom decide împreună cu enologii cât timp îl vom ține la învechirea la sticlă. Dar despre vie, despre vârsta viței de vie. Pentru asta l-avem pe domnul Naie care să ne spună din ce vii provine acest vin pe care noi îl avem în pahare. Fetească albă provine dintr-o vie foarte veche. Ca majoritatea vinurilor de marcă obținute de domeniile Prinz Matei, vârsta este peste 35 de ani, 36 de ani. Mulțumim. De asta și producția este oarecum mică, adică nu obține mai mult de 4500-5000 de kilograme de struguri pe hectar, dar calitatea este foarte sus, după cum sper că se poate vedea. Este foarte, foarte, foarte bună și ne așteptăm la vinuri roșii excelente atunci când vine vorba. Acolo deja, eu zic că avem o tradiție recunoscută. Bine cunoscută, da, recunoscută. Deci acolo
Rezultatele au venit după mulți ani de muncă și s-a materializat toată această muncă în obținerea brandului Prânz Matei. Dacă ar fi să evidențiem unicitatea teroarului sau a microteroarului, de ce nu? Atunci când vine vorba de domeniile Prânz Matei, având în vedere toată povestea, istoria și vechimea pe care o aveți aici la Podgorie, în această Podgorie, prin ce se deosebește? De ce este unic teroarul la domeniile Prânz Matei? Prin expoziție, prin conținutul foarte echilibrat de elemente chimice ale solului, printr-un procent de calcar foarte bine echilibrat și, practic, sunt două dealuri în zona din care se obțin sugurii pentru Prânz Matei. Dealul Zorilor și Tegăneanu se cheamă. Și totuși, când spunem dealul mare, spunem vinul roșii și, în mod deosebit, fetească neagră. Aveți și o fetească neagră faină pe care putem să o degustăm aici, poate chiar în roze, vinificată în roze, având în vedere unde ne aflăm. Ce ziceți? Sigur că da. Vă prezentăm o fetească neagră. Chiar aici e? Vinificată roze. Este pe culoarul celălalt, o să mergem împreună acolo și sper să fiți încântați de traseul. Abia aștept. Hai! Dacă mi-aduc bine aminte sau dacă am reținut bine, domeniile Prânz Matei sau locul în care ne aflăm este prenumit pentru Merlot. Fetească neagră mai puțin cunoscută, chiar dacă este regina soiurilor roșii și ambasadorul soiurilor autohtone în România. Da, e adevărat. Și fetească neagră vinificată în roșu am avut cu mulți ani în urmă, foarte bună. Noutatea este că aici ne aflăm lângă o fetească neagră vinificată roze, ceea ce într-adevăr e o noutate pentru zona noastră. E un concept început de domeniile Prânz Matei, de la preluarea afacerii din 2019 și sperăm că suntem pe drumul cel bun, după cum cred că se va putea vedea. Având în vedere experiența celor care sunt în spatele domeniilor Prânz Matei, nu poate decât să fie un succes. Așa sperăm. Așa sperăm și premizele sunt bune, zic eu. Alin, unde ne aflăm? Într-un beci sau într-o pivniță? Cred că putem să-i spunem și una și alta, dar aș prefera beci. Așa îmi sună mie mai bine, în momentul ăsta cel puțin. Poate, dacă mă întreb peste o jumătate de oră, s-ar putea să spun pivniță, nu știu. Pentru că întotdeauna când intru aici, îmi schimb starea și nu la ce te-ai gândit, nu din cauza faptului că aș consuma prea mult vin, nu despre asta e vorba, ci pur și simplu mă gândesc mult la istorie. Pentru că știi că vorbeam chiar pe drum spre domeniile Prânz Matei și tu m-ai întrebat cam ce vârstă ar avea beciu. Știi că n-am știut să spun pe loc, dar m-am interesat. Și domnul Naie, care este aici de la începuturi, zic că datează din anul 1850. Deci sunt ceva ani. E una dintre cele mai vechi din dealul mare, nu? Bănuiesc că da. Cu siguranță una dintre cele mai vechi. Totuși anul 1850 și e o treabă de pe vremea lui Cuza, cumva. Aveți vinuri păstrate sau care au zăcut în această pivniță? Nu atât de vechi. Nu atât de vechi, pentru că ar fost practic imposibil. S-au perindat mulți. Dai seama, iaseuri, tot ce a trecut pe aici de-a lungul timpului și, chiar dacă ori mai fi fost, cu siguranță nu se află aici. Dar ce apreciem noi foarte mult este temperatura constantă, vară-iarnă, ceea ce este extrem de important pentru vin și pentru calitatea lui, după cum bine știi, și umiditatea, care este iarăși constantă și asta ajută extraordinar la maturarea în butoaie a vinurilor roșii. În beciul ăsta avem numai vinuri roșii, aici, practic, ia naștere Prânz Matei, Merloul Prânz Matei. Urma să te întreb, în aceste baricuri, în aceste butoaie, este vin sau sunt și unele goale? Avem vin peste tot. Cât vezi cu ochii. Vin cât vezi cu ochii. Și gustăm ceva? Sigur. Eu aș zice un Merlot. Dacă am gustat fetească albă, am gustat fetească neagră, ar fi cazul, da, în roze, ar fi cazul
să gustăm și un merlot vinificat în roșu. Roșu. Hai să vedem un merlot prins, Matei. Avem aici un merlot 2019, în recoltă. Are deja aproape 14 spre 15 luni în baric din stejar franțuzesc. Nou sau folosit? Nou, la prima folosință. Mulțumim. Câtă eleganță poate să încape într-un pahar cu vin? Cam toată istoria domeniilor prins, Matei. Mie îmi place să spun de fiecare dată când vorbesc despre merlot prins, Matei, că este un merlot binecuvântat. N-aș putea să spun că este unic, cu toate că pentru noi este unic, că este al nostru și e normal. Fiecare vorbește despre ce este al lui ca fiind unic. Dar merlot ăsta, de când dăinuie el, având, cum domnul Naie ne povestea mai devreme, din vii de peste 40 de ani, gândește că via asta a atins maximul de calitate. Rădăcina acestei vițe de vie s-a dus adânc în pământ și ea aduce la suprafață tot ce găsim noi mai bun în merlot ăsta. Iar eu cred că asta e un lucru extrem de important. Cât mai o să zacă la baric acest vin? În maxim 2-3 săptămâni noi îl vom trage din acest baric și îl vom pregăti pentru butelierea la sticlă, că deja i-a venit rândul, nu de alta, dar orice prins Matei stă minim 3 ani de învechire la sticlă. Așa că trebuie să ne grăbim, consumatorii așteaptă. Ce haină va avea, ce etichetă va avea acest vin? Prins Matei, cu siguranță, 2019. Și acum vreau să-ți spun un mic secret, dar rămâne între noi. Pregătim de ceva timp o surpriză iubitorilor vinurilor create la domeniile prins Matei, și anume o nouă gamă ce se va intitula Patima după Matei. Asta a dat surpriză, nu doar pentru mine, pentru că nu știam nici eu, dar și pentru toți cei care ne ascultă și ne urmăresc. Da, și noi suntem extrem de entuziaști să o vedem odată pusă pe piață și în fața consumatorilor. De ce spunem asta? Aș pleca chiar de la numele noului brand, Patima după Matei. Îmi pare rău că n-am acum o etichetă sau să-i vezi grafica, pentru că eu cred că acest vin va spune totul numai prin grafica de pe etichetă. Vorbim despre migală, vorbim despre pasiune, vorbim despre teroar, vorbim despre... Patimi. Pentru că până la urmă, păi da. Până la urmă, ce are nevoie un vin ca să ajungă mare? În afară de teroar, care trebuie să fie excelent, în afară de vița de vie, unde o muncești, ai grijă de ea, îi dai tot ce are nevoie ca să rodească, ai nevoie după aceea de o vinificație foarte bună, de selecția strugurilor, de maturarea în baricuri de stejar, dar ai nevoie de răbdare. Și răbdarea asta poate duce uneori la suferință. Suferința nu în modul de că doare ceva, ci pur și simplu suferința dată de nerăbdarea să ajungă odată toată munca ta peste care au trecut ani, să ajungă la suprafață și să te bucuri atât tu, pentru că știi cum se spune, în primul rând e bine să se bucure cel care l-a făcut și apoi, dacă își dă girul, să meargă către consumator. Asta este de fapt prins Matei. Prins Matei pentru noi înseamnă vinul și oamenii, înseamnă istoria locului, înseamnă migală, înseamnă pasiune și înseamnă solul de unde provine acest merlot unic. Iar Patima va avea în structura acestei game, cel puțin la început, numai vinuri de teroar și numai selecții de parcele sau cum vom scrie noi pe etichetă, single vineyard. Vom avea un merlot, vom avea un cabernet, vom avea o fetească neagră, vom avea o fetească albă și o fetească regală. Toate din parcele vechi, parcele peste care au trecut nu numai ani, ci și pasiunea oamenilor care au trecut pe aici și priceperea lor și care
Sunt convins, vreau să spun cred, dar nu spun cred, ci sunt convins că vor vorbi de la sine și vor aduce în fața consumatorului, practic, ceea ce vrem noi să transmitem. Acest loc minunat. Spune de mai multe ori, sau ai spus de mai multe ori, teroar. Ce înseamnă pentru tine teroar, Alin? O întrebare foarte bună. În primul rând, aș vrea să îți dau răspunsul sublinind o chestie care, pentru mine, care am peste 25 de ani în industria asta, este unică. Și anume, nu există vin bun fără o vie extraordinară. Orice vin bun începe cu munca din vie, cu calitatea strugurilor și apoi, într-adevăr, tot acel proces tehnologic care transformă strugurii în vin. Asta înseamnă teroarul. Teroarul înseamnă chintesența solului și a toată bogăția din el care o transmite strugurului sau strugurelui și apoi strugurile transmite toată această calitate dată de seva viței de vie în paharul din fața consumatorului sau de pe masa consumatorului. Având în vedere experiența ta, tu ai subliniat mai devreme peste 25 de ani. Mi-ar plăcea foarte mult pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc să faci o scurtă sau o mică paralelă între Nicu Lițel și Dealul Mare. Da, e o chestie foarte interesantă și am făcut o mică pauză pentru că ambele locuri îmi sunt extrem de dragi. Nicu Lițelul, după cum bine știi, se află cealaltă crama noastră, Viticola Sarica Nicu Lițel. Și bineînțeles, sunt practic cei doi copii ai noștri și iubim la fel ca fiecare părinte și iubește cu aceeași măsură toți copiii. La fel facem și noi. Însă, din punct de vedere diferențe, dacă ar fi să... sau de fapt paralele. Când spui paralele, nu înseamnă neapărat să fie diferențe. Poate să fie asemănări, poate să fie mici deosebiri, normal, pentru că zonele în structura lor diferă. La Nicu Lițel, mineralitatea și zona deltei Dunării și vântul ăla care trece peste vii aduce structura asta minerală, aciditatea și, cum spun eu și într-adevăr îmi cer scuze, nu vreau să par alaudă, dar perfecționalismul aligoteului pe care noi îl avem acolo. Da? E, în schimb, în Dealul Mare găsim corpulență, găsim structură, găsim extractivitate, asta când vorbim de roșii. În mintea iubitorilor de vin, nu normal când spui Dealul Mare, spui vinuri de structură și spui vinuri roșii. Dar după cum ai văzut și mai devreme, în Dealul Mare există și vinuri albe foarte mari. Dar asta a sublinia zona Niculițelului cu mineralitatea solului dată de apă, dată de deltă, dată de vânt și a sublinia în Dealul Mare extractivitatea, corpolența și structura vinurilor roșii. Asta aș putea să spun, fără să scap ceva, pentru că ar fi multe de spus, dar n-aș vrea să pierd ceva din calitățile fiecărei zone. Spuneai mai devreme... Atunci când vorbeai de teroar, vorbeai de struguri, vorbeai de importanța solului. Eu aș îndrăzni să adaug inclusiv viziunea și ca dovadă este ceea ce faceți voi, pentru că este indispensabil să ai o viziune așa cum aveți și voi, găsind efectiv complementarietate între Nicu Lițel și Dealul Mare. Acest lucru se reflectă inclusiv în vinurile voastre. Am să fur o întrebare pe care unul dintre colegii noștri acolo în spate la filmare a adresat-o mai devreme. Dacă cineva, un iubitor de vinuri, ajunge în zonă și vrea să viziteze sau vrea să vină să deguste aici, să aibă parte de o experiență, se poate astăzi? Din punct de vedere al degustării vinurilor, cu mare drag. Însă, în momentul de față, ne aflăm într-un proces de modernizare atât din punct de vedere tehnologic, cât și din punct de vedere al construcției, al unei noi crame, cramă ce va cuprinde zonă de degustare, zonă tehnică îmbunătățită, și când spun tehnică mă refer la tehnologie prin extinderea capacității atât de vinificație cât și cea de stocare, extinderea capacității de maturare a vinurilor, cum ne aflăm și aici în acest beci, extinderea zonei de învechire a vinurilor la sticlă,
Și, bineînțeles, avem în gând și deja lucrăm la acest aspect, proiectul este gata, proiectul dat de arhitecții, pentru extinderea sau introducerea, de fapt, a unei zone de turism și cazare. Inclusiv un restaurant vom avea. Deci pregătim toate aceste lucruri pentru a putea primi oaspeții în cele mai bune condiții. Alin, am vorbit foarte mult de povești, de partea oarecum romantică, de ce nu, a vinului, a Podgoriei, a oamenilor care lucrează aici. Mi-ar plăcea să ne spui un pic și de importanța analizelor, de importanța igienei într-o cramă. Până la urmă, vinul este un aliment și trebuie tratat ca și atare. Ce faceți voi în acest sens? Ai punctat foarte bine. Vinul este un aliment și mi-aș dori tare mult și din punct de vedere legislativ să reușim cu forța comună a tuturor producătorilor de vin din România să ajungem să punem vinul considerat și din punct de vedere, repet, legislativ ca fiind un aliment. Ar ajuta foarte mult pentru că știm cu toții, cel puțin noi care lucrăm în această industrie, că vinul aduce foarte multe calității corpului și sănătății umane, bineînțeles consumat cu moderație. Pentru că alcoolul consumat cu moderație și, apropo, vorbim de vin roșu, că asta avem amândoi în pahar. Știm bine că vinul roșu are în conținut antociani, care sunt antioxidanți și asta ajută extrem de mult în păstrarea tinereții umane, să spunem așa, reglarea tensiunii arteriale, de care toată lumea spune, dacă ne întoarcem un pic în timp, știi că bătrânii noștri spuneau, eu nu beau roșu că am tensiune. Din contră, vinul roșu, prin antocianii care îi conține și fiind antioxidanți, reglează fluxul sanguin și ajută la reglarea tensiunii arteriale. Totodată este și un foarte bun digestiv. Până la urmă, ce este mai frumos decât a acompania o mâncare gustoasă cu un vin bun? Ceea ce toate aceste lucruri spuse de mine scot în evidență importanța de prezenței vinului ca și aliment în viața noastră de zi cu zi. Vinul este o ființă vie. Asta înseamnă că el evoluează. Evoluând, dacă nu ai grijă de el, dacă nu-i păstrezi igiena, dacă nu urmărești dumnezeiește și cu mare atenție evoluția pe tot fluxul tehnologic, riști ca viața acestui vin să se încheie foarte rapid și el se transforme, din păcate, în oțet, ceea ce ar fi un dezastru. Pentru asta, pe fiecare fază, pornind de la vie, până vinul ajunge în sticlă, se fac analize constante. În primul rând, se fac analize de aciditate, analiză de pH, analiză de extractivitate, analiză de stabilitate tartrică, analiză de stabilitate proteică, analiză de conținutul bioxidului de sulf, care este un antimicotic, antibacterian, antioxidant, extrem de important, care ajută vinul să evolueze și să câștige în calitate. Toți acești indicatori fizico-chimici nu se pot face decât prin analiză. De asemenea, în vie, greutatea bobului de strugure, concentrația în zaharuri, care îți spune exact momentul optim de cules. Și toate acestea se fac prin analize. Și fără analize, n-ai putea să ai un vin de o calitate extraordinară și plus să oferi consumatorilor siguranța că ceea ce consumă este, în afara faptului că e de foarte bună calitate, este de o siguranță maximă pentru sănătatea lor. În urmă cu o lună, două aproximativ, am înregistrat un podcast cu cei de la Biosystems și am întrebat, având în vedere că România este într-o plină expansiune. Putem vorbi chiar de o renaștere a vinului românesc. Care dintre cramele cu care lucrează v-a oferit cea mai mare sau vă oferă cea mai mare satisfacție? Și nu mă așteptam să-mi ofere un răspuns direct, clar și precis ca să nu deranjeze pe ceilalți, că lucrează cu multe crame în România. Și mi-au spus direct, domeniile Prinz Matei. Au viziune, au înțeles importanța analizoarelor și a ceea ce facem noi și ne oferă deplină satisfacție. Și abia așteptam să-ți transmit mesajul pe care l-au spus
Și mă bucură acest lucru, că până la urmă fiecare detaliu contează, cu atât mai mult atunci când vorbim de sănătate. Pentru că vinul este o sursă de sănătate din foarte multe puncte de vedere. Tu ai vorbit atât de frumos, Alin, încât mă gândeam acum în timp ce îmi povesteai, de ce nu ne-am văzut mai repede sau ne-am auzit mai devreme? Nu mă așteptam să vorbești și atât de frumos. Eu știam că te pricep foarte bine la partea comercială, la partea administrativă, cu calm și, cu oarecare aparentă relaxare, totul se rezolvă. Dar ai vorbit atât de frumos încât ar trebui să ne vedem mai des și cei care vă consumă și vă apreciază vinurile să te asculte și să te vadă mai des. Până la urmă, prima mea dragoste, la care nu o să renunț niciodată, este vinul și meseria mea. Prima mea meserie este cea de enolog. Această meserie ulterior a fost completată cu cea de studii economice, care m-a ajutat să evoluez, să înțeleg ce înseamnă business-ul, să mă apropii de cifre, să înțeleg piața. Dar pentru mine dragostea pentru vin este fără margini și nu m-aș vedea stând departe de vin. Când spun stând departe de vin, nu înseamnă că să ies din industrie, dar n-aș putea să stau departe de vin fără să particip activ în fiecare campanie de vinificație, să-l văd cum se produce, să fiu parte din procesul de producție al vinului, să dăm împreună colegii noștri enologi direcția vinurilor, asamblajele pe care le facem. Nu m-aș putea vedea făcând altceva, pentru că vinul pentru mine este mult mai mult decât un job, este pasiune, este un fel de a fi și până la urmă aș vrea să spun o chestie. Vinul mi-a dat cam tot ce am până în momentul ăsta și aș vrea și eu să întorc acest serviciu. Bucuriile vieții trăite până la această vârstă au fost prin prisma vinului. Pentru că vinul m-a adus aproape de oameni minunați, vinul m-a adus aproape de firmele prin care am trecut, unde am căpătat experiență atât de viață, cât și de business, cât și de enologie. Și atunci n-aș putea să spun altceva decât ceea ce sunt în mare parte datorită vinului, din punct de vedere al meseriei. Bineînțeles, părinții mei și-au pus amprenta, spun eu într-un mod frumos, asupra evoluției mele, dar vinul, într-adevăr, mi-a dat foarte mult. Mi-a zis de enologie și mi-a zis de studii economice, dar de marketing sau de creație, pentru că un simplu exemplu, geneza, spre exemplu, eticheta, prima etichetă care a intrat în programul Deschidem Vinul Românesc, program dezvoltat de Carrefour România, a fost gândită, creată, mulțumită implicării tale, viziunii tale și a colegilor din Carrefour. Spune-ne mai multe despre această latură. Da, o chestie foarte frumoasă. Chiar aș vrea să punctez. Eram în discuție cu cei de la Carrefour, cu Radu German, pentru că el a condus o foarte lungă perioadă de timp partea asta de achiziție vinuri și Radu mi-a spus despre ce vrea să facă cu Deschidem Vinul Românesc și vinurile exclusiv la Carrefour și a zis: ați putea să ne oferiți ceva din gama cai de la Letea, dar exclusiv pentru Carrefour? Și atunci am zis: da, sigur că da, ne-ar face o deosebită plăcere și mulțumim, i-am spus lui Radu, mulțumesc că te-ai gândit la noi, dar oare ce nume să fie? Și să știi că ne-a venit împreună ideea asta cu geneza. Și am zis: băi, geneza, ok, sună wow, hai să vedem creația. N-am stat, imediat ce am închis cu Radu, am sunat pe Marius Roșu. Marius Roșu este un bun prieten de-al nostru și este șeful agenției cu care Via Viticola lucrează și grupul nostru lucrează. Le-a făcut lucruri senzaționale și am zis și am început să-i descriu discuția cu Radu și gândirea mea și Marius a zis: e de ajuns, nu spune nimic mai mult, pentru că orice mi-i spune în afară de ce mi-ai spus deja s-ar putea să strice. A venit cu o propunere, m-am văzut cu Radu și am făcut mici modificări și așa s-a creat geneza. Până la urmă, în momentul în care Radu mi-a spus de asta, mintea mi-a fugit exact la ce trebuie să fie. A fost o chestie de inspirație și până la urmă știi cum e? Ok, oamenii de creație au experiența lor, dar lucrând atât de mult în industrie și iubind vinul, n-ai cum să nu-ți fugă mintea la ceea ce ar trebui să fie în final. Dar, într-adevăr, creativii noștri au fost senzaționali, ideea a programului a fost a celor de la Carrefour și m-am simțit atât de mândru că am participat de la prima discuție
până la vin, până la punerea lui pe rafturile magazinelor Carrefour, ceea ce a fost incredibil. În program a intrat și o etichetă și un vin care se produce aici, recent, da? Nu? Sigur că da, sigur că da. Dacă nu mă înșel, cred că la începutul anului trecut am intrat, domeniile Prinz Matei a intrat cu vin exclusiv Carrefour sub denumirea Cuvée Matei. Este un asamblaj de Merlot, fetească neagră, Cabernet Sauvignon. Și de, cred că mai puțin de 10 zile, avem pe raft o busuioacă de bohotin sub numele domeniile Prinz Matei Răsărit, o busuioacă de bohotin făcute cu o mare pasiune. Și mulți probabil se vor întreba, domne, da, busuioacă de bohotin în dealul mare, da, busuioaca de bohotin în dealul mare are un mare potențial. Și aș vrea să subliniez că noi am început deja plantările și în curând o să avem o suprafață nu foarte mare, dar una de înaltă calitate de busuioacă de bohotin și vom putea să oferim consumatorilor și busuioaca de bohotin făcută în dealul mare. Știi de ce zâmbesc? Pentru că ați avut geneza, aveți Răsărit, voi numai începutul faceți, dați startul din foarte multe puncte de vedere. Ce urmează? Ce planuri de viitor aveți aici, în mod deosebit, aici la domeniile Prinz Matei? Cum spuneam mai devreme, așteptăm cu nerăbdare să lansăm pe piață și să oferim consumatorilor noștri această gamă Patima, unde ne punem toată încrederea noastră și suntem convinși că va avea un cuvânt greu de spus pentru iubitorii atât de vinuri albe cât și roșii și considerăm va fi o surpriză mai mult decât plăcută. Iar și alte planuri de viitor sunt legate de investițiile în cramă, pe care le-am menționat, atât din punct de vedere tehnologic cât și turistic. Și noi inovăm de fiecare dată. Nu există an să nu inovăm ceva. Deci considerăm că vinul are nevoie de inovație. Și vrem tot timpul să oferim ceva nou și odată cu noi inovăm și consumatorul și oferim consumatorului lucruri pe care poate până acum n-a avut ocazia să le încerce. Și știi cum e, din inovație se creează progresul. Ai vorbit atât de frumos, Alin. Eu mi-am propus să înregistrez și un podcast astăzi, dar având în vedere cum ai vorbit și cum a decurs dialogul nostru atât de natural, nu știu, fi din cauza vinului sau fi din cauza sau mulțumită istoriei și energiei extraordinare care se simte aici în beci, așa cum îi spui tu, sau pivniță, cum îmi place mie. Dragilor, sper că v-a plăcut, iar tu, cel sau cea care ne urmărește, te invit să vii aici, în dealul mare, la domeniile Prinz Matei, indiferent că e acum, înainte să fie gata crama cea frumoasă, sau în mâine, când totul va fi frumos, așa cum ne-a promis Alin Lăzărescu mai devreme. Așadar, Alin, îți mulțumesc din suflet pentru tot, multă baftă și aceeași răbdare, emoție și pasiune pe care ne-ai arătat-o și astăzi aici. Mulțumesc. Mulțumim și noi tare mult. Doamne ajută! Doamne ajută!